Chiar dacă gradul de umiditate și lipsa luminii par inamici ai florilor, există anumite specii rezistente și în baie. Aici ele vor fi păstrate în ghivece, suspendate într-un terariu sau glob de sticlă, dar pot forma și un perete viu. Amenajarea camerei de baie este un subiect mai sensibil. De ce? Pentru că majoritatea locuințelor nu au lumină naturală și este mai complicat să amenajezi o plantă vie în spațiu unde nu este lumină. Alături de diferite flori exotice, în baie își pot afla locul și unele plante aeriene. Acestea sunt viabile și nu necesită prea multă îngrijire. Pornim de la plantele care sunt cele mai rezistente la puțină lumină, cum ar fi, de exemplu, scindapsul și sunt de diferite culori și mari și sunt mai rezistenți la lipsă de lumină. La fel este sansevieria sau snake plant, foarte, foarte rezistentă. Mai sunt și ferigile, care sunt recomandate pentru baie, dar acolo este un pic mai complicat cu luminozitatea. Fericele, dacă nu au suficientă lumină, atunci riscă să nu se simte bine. Plantele pot supraviețui cu lumină puțină. Totuși au nevoie de un mic impuls pentru a le asigura dezvoltarea. Noi recomandăm și chiar încurajăm la o perioadă de 2 săptămâni sau chiar o lună plantele să fie scoase la lumină directă, lumină naturală, pe vreo câteva zile, ca acestea să absorbă lumina necesară, după care putem să le mutăm înapoi. Florile dau un aer neobișnuit băii și totodată purifică aerul. Așadar, alegeți cu grijă prietenii verzi și bucurați-vă de atmosfera deosebită pe care vă oferă natura.